Coborâți-vă așteptările. Bine v-a regăsit, dragi oameni buni, și bine ați revenit la un simplu podcast cu Bordea Cortea și invitat special George Tănase. De ce? Pentru că era aici. Și da, cum invitați voi oameni când trec prin cadru, menuțul, de exemplu. Dar mi se pare cel mai mișto. Vreau să vă zic o treabă, cum ești tu invitat. Stai aici. Trage de ea. Răsucește-o, dă-o spre tine așa. Da. Capatul se venea spre emisiune așa. Și s-a luat în gură cu niște femei. El vrea să parcheze și era cineva acolo și s-a luat în gură cu niște femei. De alea l-au înjurat, el l-a înjurat și el știe. Și după aia când a intrat în emisie, erau invitatele la emisiune. Păi nu mai seama că era întuneric, pe nu știu ce, ăsta se grăbea, nu știu ce, și pe aia când a intrat asta, când s-au deschis ușile alea și era invitat, e așa. Aia de la parcare. Ce-am făcut o vacă, băgameș. Nu că nu era înjurat, înjurat situația cum ar veni, știi? Da. Da. Cu situația mamii tale de femeie care nu mă lasă să parchez. Ce mai faci, Tănase? Care e viața ta? Foarte bine, frate. Îți place Survivor-ul? Da, doar de pe canapea, atât. Bă, dar tu care ești tu ăla real? M-am făcut și pe mine. Te-ai făcut pe tine? Da, ai făcut pe tine și eu am făcut pe mine. Cum? Incredibil. Cine a mai făcut pe... Lăsați în comentarii dacă ați făcut pe voi. Nu vreau, mă, să vină mai încolo. Ce dracu? Vreau, mă. Asta al meu ține? Mi ajung până în gură toate, dar uite, asta se ține. Al meu ține. Ține, da. Al meu? Ține. Ține al tău, da. Ah, dacă ar fi Ciprian aici care să ne dezbârlige astea. Așa, scuze-te, Tănase, zi. Da, am făcut un episod în care personajele mele m-au arestat pe mine. A fost un pic meta, nu prea s-a râs, dar mi-a plăcut. Adică... Ce meta? Un fel de măta, dar mai... Măta în engleză. Nu. A fost măta și... A fost măta, n-a râs nimeni la final în jurături și pa, pa, pa. Dar tu poți să-ți imiți părinții? Bă, nu. Nu, dar nici n-aș vrea. Că genetic vorbind, poți să-ți imiți părinții? Sper să nu. La ce au scos ei din ei, sper să nu imit. Tu mai așa. Ai frați, surori? Nu chestii. Mai am. Ești singurul? Mulțumesc, da. Dumnezeu. Deși că... ei au zis, Jesus fucking Christ, da, nu mai facem niciodată. Da, la ce ai ieșit? Dar el își imită frații pe care nu-i are. Da. Am avut prieteni imaginari. Serios? Da, vorbeam. Serios? Așa. Da. Vorbeam la un moment dat când pleca frate mi imaginar din țară, că... Și de la Turcoia aveți să pleacă în țară. Nu aveți frați imaginari, deci, deci fratele tău imaginar plecă la căpșuni? Da. Deci măcar ți-ai făcut un frate imaginar care e, nu știu, zi, astronom. Păi nu, sau asta era motivul pentru care eu nu-l vedeam. Înțelegi? Era plecat. Da, asta pe la 7 ani. Și făcea din cârcând, brum, a venit fratele cu BMW-ul ăla. Și mi-a adus cadouri. Da, în rest, vorbeam cu găini, făceam chestii de astea interesante de copil. Interesant. Bă, dar înainte să vin aici, mi s-a întâmplat o chestie, vreau să vă povestesc. Ia uite, mă, curge dintr-o dată. Da, zi. Așa. Weekendul ăsta a venit soacră mea la noi, pentru așa. Că așa vin soacrele când n-au ce face acasă. Și am vrut să o impresionez cu orașul București, pentru că n-am apucat să mă lau și eu unde stau, știi? Uh-huh. Și, mă rog, n-a fost atât de simplu, pentru că centrul vechi nu e chiar impresionabil, mirosul nu e impresionant. Impresionant. Așa, mulțumesc, Bordea. Bă, dacă ajuns să mă corect, e bine. Citesc foarte mult. Da. Unde tu ești încolo? Așa. Și la astăzi, înainte să vin aici, am mers la Gara de Nord să iau bilet. Și... să iau niște urulac. Am fost la Gara de Nord să iau mui. Așa. Eu aveam niște pungi și da. Și am zis, hai să iau de la băieți. Și să duc... Știi despre ce vorbesc, mâncați-aș cu rutău. Bordea, tu știi mâncați-aș cu rutău, Bordea, despre ce vorbesc. Și știa el ce zicea. Și la un moment dat fuge o doamnă, o iau fugă așa. Bă, nu ziceai, nu puteai. Ziceai că e o doamnă care trebuie să plece. Și fuge la un moment dat, sare un gărduț acolo în bucata aia cu iarbă. Okay. Se așează jos, își dă pantalonii jos. Începe să se cace, iertați-mă, doamnă. Începe să cace și deschide un ziar, mă, și citește ziarul. Deci nu cred așa, deci nu. Jur cred. Pe cea mai partea șocantă, că stăteam la semaforul ăla unde poți face așa. Stăteam la semaforul, mă uitam cu săca, că citește ziar. Soacră mea era așa, blocată. Și la un moment dat rupe din ziar. Bă! S-a șters la cur cu bucata pe care citit-o deja. Bă, jur că stătea așa, dar ea calmă. Când după ce s-a așezat a fost ok, am ajuns unde trebuie, sunt unde... Și citea ziar și la un moment dat, eu tot sunt la semafor. Și... impresionată! Welcome to Bucharest! Păi și ce a zis soacră ta? La noi în Iași nu se face așa. La noi se șterg cu cărți. Cu cărți. Nu cu ziare, fie cu bătrâni. Coceni, vin cu bătrâni care îți dau cărți, așa, știi? Tu le cumperi. Jesus fucking Christ. Eu mă întreb că vine acum, vine euro.
vin turiștii la noi, da, trec prin Gara de Nord. Păi o să fie super. Și o să fie aia, o să apară doamna asta și o să cace pe ei, cred că la un moment dat. Doamna asta, noi, nu cred că e numai la noi, adică noi avem impresia actuată că numai la noi se întâmplă, știi? Sau sunt sigur că în Austria e ceva normal. Vin străini aia și să vezi străini aia. Noi credem că la noi nu se întâmplă chestii genul ăsta, asta mi se pare că e problema, știi? Adică noi cumva ne comportăm de parcă am fi super șmecheri europenii, pulii, ne imităm americani. Adică avem Balenciage și Adidas-uri și mama dracu și mașini scumpe. Cred că se cacă oamenii și în Germania și citesc că Da, clar, dar numai că în Germania vine cineva și ți-l adună din spate. Exact. La câini cu punguță, exact. Vine o rudă și ți-l ia așa, știi, și ți-l aruncă la... Doamne, incredibil. Ok. Acesta a fost un moment publicitar. Așa. Da. Mulțumim, Ciprian, pentru prezență. Bă, atac cu străinii, mă. Da, bă, chiar, mă. Așa. Deci eu aș face comitetul de primire. Așa. Șase bătrâni astea care se cacă citind ziarul. Excelent. Înțelegi? Pentru că tu le cobori așteptările foarte tare și după aia totul se pară superb. Și să fie ziar din țara lor, mă. Bravo. Să citească The Time. Ziar Münchenen. Când vine neamțul. Să fie așa dintr-o dată. Ia uite, domnule, cine mai citește ziare. Și la modul noi nu avem nimic de asta. Ca să-ți dai seama, până și aurolacii nu poate să se cace fără să citească, să uite pe ceva. Ăla-i telefonul foarte lor. Foarte bine, foarte bine. Să apară chinezii să-și facă poze cu oameni căcă. Cu poze de grup, cu familia, cu stegulețul ăla. O să vină chinezii și ziceți de noi că v-am dat boli, fireați aia, dracu, că am mâncat noi lilieci. Ia uite. Cum ți se mai pare TikTok-ul, domnul? Vai. Dumneavoastră sunteți vedet acolo, nu? Fantastic. Nu. Cele mai multe vizualizări. Câți follower aveți? Nu, stai, follower. Câți follower aveți? Cred că vă 300 de mii. Vă zic de ce. În apărarea... Nu mai sunt 300 de mii de oameni în România, nu mai sunt. Adunați la un loc. Să cace deodată tot. În apărarea mea am prins era aia în care e orice căcat post. Ai orice, apropo de căcat, făcea 2 milioane de vizualizări. Și efect, da, orice căcat post ai. Cum e și acum valul cu lui Stan, că am văzut că ați vorbit despre... O să le enervezi iar. Și uste. Nu, că ei mi-au zis. Bă, dar știu, pe știu. Doamne, e greu la Warzone când încercăm să explicăm lui prezentul. El fiind undeva ori în viitor, ori în trecut. Zice, da, nu știu, eu ți-am zis, eu ca să fie vedetă trebuie să mă întreb pe mine dacă chiar e vedetă. Dacă știu eu, clar e super fucking vedetă. Sunt sigur că cu Mărioara Murelescu tu ești acolo la zi. Nu știu. Bă, știți ce am auzit? Fac o mică paranteză. Am auzit acum recent jingle-ul de la Teleenciclopedia, bă. Ți s-a strâns un pic părul pe mâini. Da. Foai de capul meu. Deci m-a dus direct la țară. Da, în pat acolo. Cu calul ăla care... Așa, știi? Striga ceva. Începe filmul. Știi, veneai acasă și era vara, așa, știi? Da. Și bă, mâncai o turtă sau ceva așa cu dulceață și era... Eu mereu eram proaspăt ieșit din Albie. Făceam baie la Albie, la Copaie sau cum îi zice la voi, știi? Albie? Tu făceai în Pârâu? La noi așa îi zice Albie, la Copaie. Mega la Albie, la da, Negrie, bă, la Negrie nu băgam, la Albie băgam. Eram așa în băiat și mă uitam la Teleenciclopedia și adormeam mereu, de aia și acum adorm pe neșină. Te-ai fost vreodată în băiat? Băi, dacă mulțumim, a fost tănase. Fii atent, caracter drop. Deci, băi, carieră drop, pam. A, tu ai vrut să zici carier și ai zis caracter. Doamne, măicuță. E bine. E bine. Am zis și. El dă mai multe cuvinte și tu ți alegi care e bun. Da. Știi? Spune așa o tarabă de cuvinte și tu zici care e corect. Dar care e secretul pe TikTok? Adică mie mi se părea că sunt trei tipuri de oameni pe TikTok. Sunt aia care alea care dansează lap dance. Nu sunt de lap dance, alea fac, am văzut că e ca un fel de challenge, că de-aia am intrat pe TikTok, am pus un clip și n-am mai intrat niciodată, după aia decât dacă îmi trimite Bucălaie sau ăsta, îmi trimit rahaturi de genul, dar am văzut că era ca un fel de challenge, că aude una o piesă, face niște mișcări pe ea, o pune, ajunge milioane de view-uri și după aia tot fac exact, mi se pare. A rămas ceva, tu ai ceva acolo. De atunci m-am uitat. Nelu noaptea când iese de la Warzone, crede-mă,
mă, e așa. Ia cine, ce lap dance a mai apărut? Deci eu dacă aș fi început să fac de alea, pentru că știi că m-am mișcat absolut excepțional. Da, deci, bravo. Wow, da, știu, da, sunt plinuț, dar da, doamne, rup podeaua de dans. Deci asta e atât de gras încât faci aia în tot apartamentul. Că e apartamentul mic, da. Dar dacă făceam din alea fratele meu, aș fi fost dansatorul number one de pe TikTok. Zic eu, uite în gura mea, ar fi fost, mă, cine-i slană man ăsta, nebunul care face... Deci primul sunt dansatorii, da, de așa, după aia sunt oamenii care fac de alea de te iau și te duc în vacanță. A, cad și ia uite. Da, și băi, cum am ajuns în Maldive? Deci e o chestie pe TikTok în care tu stai pe canapea, te filmează iubita așa, te ia cu mâna și apoi filmează mâna prin aeroport, prin unde ajungi în țara respectivă și dintr-o dată îți dă drumul pe plajă și știi, nu pot să cred. Cum am ajuns aici? Cum a făcut, mă, știi? Frate, nu pot să cred Maldive unde am plătit o grămadă de bani să ajung. Incredibil. Sau aia când sari și ești în altă rochie, știi? Da, și aia, uite, altă sau rochie. Sau aia când arunci cu Adidas-ul, când Adidas-ul și ești în altă... Wow, wow! Făceam din asta ultima sala Palatului când schimbam tricou în tour vlog pe mine așa. Nu era TikTok atunci, nu făceam. Nu era. TikTok-ul e vine-ul vechi, cumva. Da, adică adev, eu adev, am adev, prins adev, moda vine-urilor prin 2014, așa 2013 era moda vine-ul în care trebuia să scoți ceva de 7-15 secunde, rapid, o nu chestie... Nu erau 5 secunde? Știu că vine-urile erau de 5, parcă. Depinde. La noi în țară le-am... le-am mai lungit un pic, le-am mai pus niște apă, le-am îndoit un pic, le-am făcut de 7. România a fost star vine, nu? Da. Star vine. Da, el a adus cumva conceptul și l-a dezvoltat și s-a ținut de el. A luat niște vine când a venit din America în geantă. Niște vine bune a adus niște și toată lumea a consumat. Ai văzut că a fost la TV că a venit cu vine. Și tu dai în gât acum, mă, ce pula mea se întâmplă? Deci ne dăm toți în gât unii pe alții, mă. De la Snowflakely, de la Snowflakely până acum. Ce mâine de rapper, Snowflakely. Bă, dar de la Snowflakely au început să dea lumea. Tu tot zici Flakely. La modul că e fals, falsiș. Știi, Flakey. Așa, și ce ți se pare? Așa, și trei, cocalarii care se amenință pe TikTok. Se amenință? Să moară familia mea dacă... Dar pe TikTok poți să dai tag? Adică să-l tăguiești pe ăla pe care vrei să-l omori? Da, normal. Da? Normal. După ce l-o omori, dispare tagul. Așa îți dai seama că l-ai omorât. Dar uite, de exemplu, dacă... Ok, să zicem că te tai. Puțin, nu mori. Te taie ăla care te amenință și te duce în judecată și zici, domnul judecător, și, dar nu, înainte și zice, și zice ăla, să moară familia mea, eu n-am dat tânăr și zic că ia uitați și să pună TikTok. Uitați ce a zis, a zis că mă taie și mă taie. Păi clar TikTok. Adică TikTok-ul poate fi folosit ca probă în instanță pentru situații de genul? Dar sunt convins, eu cred că există o judecătoare care la modul, hai aduceți TikTok-urile și vine cineva cu... Știi, păi serios, pentru că TikTok-ul aparent, chipurile, e o formă de entertainment, da? Unde poți să... e fake. Apare. Okay. Adică poți să zici că e doar ficțiune ce zici tu acolo. E de pamflet. Cum a făcut Terminator ăla de a zis că își lua o paie și aș da o alt cărui nume nu-l vom pronunța niciodată cu C la început, O după și L și O. Ah, da, uite-te în... în acel băiat, da. Da. Cum a făcut și ăla și a zis că nu, că a făcut-o și ăla, Caterinca, la șmecherie, la nu, că n-am am glumit și eu, am făcut nu știu ce. Asta zic, oare TikTok-urile o să poată să fie la... Că amenințările astea e pe bune. Păi nu chiar. Adică la un moment dat s-ar putea, pe mine mă sperie foarte tare chestia asta de garda, să te poată lua pentru anumite, nu știu cum să zic, cum l-au luat pe, cum îi zice mă, Dani Mocanu. Așa, pentru, da? Pentru ce? Pentru, pentru ca tigru. Nu pentru ce trebuie, da. A sclăvit femeia și că vai, vezi, doamne, nu știu asta? Ce. Știi, adică să fie politically correct-ul, adică tu faci un TikTok cu Muchinca, știi? Dar eu am pățit. În care faci o glumă cu Muchinca, cu voia lui, cu voia lui faci, știi? Și să... să închidă contul și să ai dosar penal pentru rasist sau mai știu eu ce, deși tu n-ai nicio treabă, adică știi? Eu am morcovul în cur acum, că mi-e frică să nu mi se întâmple ceva, dar am făcut-o. nu se vede. Ce coincidență! S-a ajutat așa cu poftă. Hai cu toate! Hai morcovul și cât mai e chel. Când am făcut parodia primul episod din Survivor, eu am imitat acolo, era un tip în Survivor de culoare. Okay. Ce culoare? De culoare mi se pare mai rasist decât negru. Ce culoare? Când zici de culoare, pare că zici, eu nu prefer culoarea asta. Sună așa. În fine, și l-am imitat pe tipul. Și nu e o culoare, adică nu e o culoare. E non-culoare negru. Albul și negru nu sunt culori. Sunt non-culori, da. Un tip de non-culoare atunci, dacă sună. Așa e corect.
Am invitat un tip de la Jura. Da. Doamne, adică, ca și cum ai zice că e neom. Știi, că e mult mai rasist, exact. E non-culoare. Clar. Ești o non-culoare. Dar și noi suntem non-culori. Non-culori, da. Noi, de aici. Noi suntem portocalii, frate. Suntem portocalii, eu am băut de asta. Toată... cromatica mea e în altă parte, să știi. Eu n-am fost născut așa. Eu n-am pici pe cromatica, da. Mi se spunea soponeală când eram mic. Da. Din pușcărie, să zice. Soponeală. Tot timpul scăpa pe așa. Și ai făcut o glumă? Și am făcut, l-am parodiat un tip așa. Și m-am dat cu o chestie specială ca să te faci non-culoare. M-ai înțeles? Da, măi, el, băi, se vinde în comerț. Există chestia. Dar în paralel, stați un pic. Păi pentru ghete. Nu pentru ghete. Nu, bă, Moș Nicolae, nu. M-am dat cu chestia de la pentru ghete. Moș Nicolae. Păi ghetele, în fine. Și în paralel am făcut și pe Jador. Da. Cu aceeași non-culoare, dacă îmi permiteți. Da. Și mi-au venit niște hateri că, vai, cum am putut să fac un personaj negru, că nu știu ce, în America era mars părug și nu da, știu dar ce. Dar nu că... suntem în America. Aia, bă, m-a frustrat. N-am pedepsit, n-am avut sclav. Să exact. Moară, mă, n-am eu n-am avut. Dar... nu știu dacă mi-ar fi plăcut sau nu. Da, dar n-am avut bumbac în familie. N-am avut. Exact. Plum. Pe mine ce m-a deranjat este că noi dacă... Ieșiți din groapa asta să mă apăla că avem impresia la mine, că vă cărați așa, știi? La mine în Morlaca... Păi, este nisipuri mișcătoare să vă apălare. La mine Morlaca s-a cultivat doar in. Dar fiecare om era plătit să-și cultive inul lui. Nu da. Era biciuit, se biciuiau după aia acasă fiecare cu asta fetișurile. Asta nu în timpul fanarioților. Păi, pe tine planeta, templa mea, deci... Avem unghii, ghiare, avem groapa în care suntem. Așa. Da, și m-a frustrat foarte tare că au venit câțiva politically correct de ăștia care, frate, nu e ok pentru să... Pentru că tu știi care a fost intenția ta, practic. Unul la mână că știu intenția, dar mă aștept că ei nu se înțeleagă, dar în același timp pe raționamentul ăsta, de ce dracu n-ai zis că l-am făcut și pe Jador? Exact. Care, exact. Iartă-mă, cu romii, cu țiganii, avem un istoric mai negru, dacă îmi permiteți, decât cu ceilalți oameni. Plus că, bă, e o parodie, o satiră și acum eu cumva stau cu morcovul, că s-ar putea să fie niște oameni dubioși ca bă, ăștia. Oricum o să care fie, să... sunt peste da, tot. Da, dar adică... să-ți închidă canalul pentru... Și n-am avut da. O glumă rasistă sau ceva, cum Doamne a fost ferește. Cu ăștia, ziceam atunci, cu Creative Monkeys. Cu Creative Monkeys, a închis care ca zi, nimica, nu știu ce, o da, glumă de... Fucking hell. Fuck it. Dar oare l-a deschis acum? Apoi? Habar n-am, nu știu. Da, a fost super nasc. Habar n-am. Și în paralel, în același timp, pe TikTok, să moară asta mai e un pic, să vezi lui Ștan care violează alți oameni psihic, în primul rând. Adică e groaznic ce se întâmplă acolo, vezi tot felul de atrocități. Mi-a trimis cineva la un moment dat pe Instagram un mesaj cu o captură dintr-un TikTok a unei fete, i se vede o labie. Deci i se vede o labie. Doamne. Înțelegi? Okay. Și nimeni nu, adică nu mai nu. E TikTok, e porn-toc, e, știi, e serios. Da. Și pe Instagram la fel, adică sunt niște scăpări. Eu dacă îmi pus telutele la țâțe așa, da, nu înseamnă că cenzurez da. Ceva. La adică, cur, nu, dacă deloc. Pui la asta, la ești... Da. Gata, frate, nu se mai vede nimic. Cenzura nu e o steluță mică. Da, mă, și pun la cur, pun da, fix pe noada aparent, curului. Doar sfârcu e ăla care e pornache. Eu n-am înțeles asta. Da, frate, și în paralel, nu știu dacă știți, dar acum se luptă ăștia în Parlament cu alăptatul în public. În ce? Timp ce, că, nu știu, au fost niște discuții că n-ai voie să mai alăptezi în public. Jesus, că e, nu știu cum, deci, postase un tip acolo. Cel mai sănătos lucru pentru bebeluși în lumea asta, cel mai sănătos e laptele de mamă. Lua la el foame și din jumate în jumătate de oră. Dacă tu ești pe undeva și la al doilea copil acum și ăsta a alăptat, să vină unul la mine să zică lui nevastă mea, bagă să... Că eu și așa mă bucur că-s mare acum. Dar nu că înainte nu era. Da, să vină unul la mine să zică ce e, mamă, nu, cred că îl bag în pământ. Dar nu e nicio... Adică oamenii normal la cap văd o mamă care exact. Crește copilul. Da. Adică nu e... Și dacă ești bolnav, bucură-te de țâță, mă, prostul dracu. Bravo, mai ales. Ce dracu te... peste tot, scoate. Exact. Doamne ajută să alăpteze toată lumea. Doamne ajută. Dar să fim alăptați și noi în parc, dacă se poate. Sâțe la vedere peste tot. Că ți se mai face poftă de țâță în parc. Eu cred că toate astea vin de la femei care... frustrate. Deci toate propunerea se vin de la femei frustrate. Femei frustrate. Niciodată. O să-ți o iei rău. Care zic, eu mă dezic de băiatul ăsta gras. Și noi.
Femei, ca, nu, serios, ca Iuda, cred că sunt femei care n-au parte de bărbați, ca să zic așa, și, le, și văd, el, cred că văd un fel de atac din partea ăstora care își scot țâța unde vor ei să alăpteze copilul și de-aia sunt ele nefutute, că toată lumea e cu țâțele pe afară. Uite-te în gură. Hai să mergem, mă, Tănase, hai să, băiatul ăsta mult la țară, știi? Acum mi-a venit în ce scuze. Băiatul ăsta foarte mult la țară, în apărarea lui. El a fost crescut de mistreți în pădure. Hai să facem o treabă, deci hai să facem o chestie, pentru că tape-ul ăsta o să fie la procesul de peste 10 ani, știi? Și chestia asta o să vadă judecătorul, da. Știi? Domnul judecător. Tot e un pamflet aici. A fost o pandemie în 2020. Gândește pe cine deranjează. Hai acum, fără, pe cine ar deranja faptul că femeile își alăptează copiii în public? Pe niște femei care n-au țâțe. Pe mine nu mă deranjează. Exact, femei frustrate, asta zic. Pe mine deranjează oamenii care... Știi ce zic? Știi cum i-au intrat niște cuvinte în gură? Mâncăța șcurută, știi ce zic? Bordea, tu știi ce zi mâncația șcurută? Tu le mai faci mișto de cocalar, mă? Hai că tu știi mâncația șcurută, hai, recunoaște. Ok. Să mă rog, familia. Pe mine mă deranjează oamenii care scuipă în public. Da. Aia care, băi, vezi așa pe trotuar și lua dita flec, mamă. Da. Bă, du-te, drecu de nenorocit. Pe de altă parte, Cătălin, ce e, okay. Surplus, ca un asmatic, îți zic acum, ca un asmatic, faptul că îți înghiți mucii și secrețiile nasale e foarte nesănătos. Nu scuip, eu nu scuip. Iau un șervețel dacă el acolo, dacă da, e umblă ceva. Mă, știu că tu nu scuip, știu. O bag așa raw, așa raw cum e, uscată, cum îți place ție, târfă. Doamne ferește, ne-am dus. Să umble, okay, cu pungi, ca proprietarii de câini, să umbli cu pungi, să scoți cu te o pungă. Da, ca la texani, adică da, cum, da, știi cum mestecă tutun? Da, au din aia, da. E urât să scuip pe stradă. Și am ajuns la o chestie. Înainte, recunosc că eram un țărambășit și din 10 țigări fumate, aruncam pe geam 3 chiștoace. Le calculai. Da, chiar în serios. Le gândeam, bă, câte țigări mai am. Acum am ajuns din 10 țigări fumate, arunc 10. Și le arunc așa. Mi-a intrat în reflex să scrumez și să sting țigara în scrumera de mașină. Că zici un bord. Da. Nu, serios, pentru că înainte fumam cu... Dar știi că dacă te prinde, dacă, de exemplu, poliția în spatele tău sau ceva și te prinde, e amendă de la 7 milioane. Acum, înainte fumam cu mâna asta, știi, și conduceam cu asta, acum e invers, știi, pentru că era la geam, aveam tendința să scrumez la geam, știi? Și acum aici. Eu în continuare fumez cu stânga. Băi, și mi se pare trecerea de la stânga la dreapta, când îmi pasez mie țigara, că risc să mor în momentul ăla, pentru că eu sunt și foarte prost și risc să scap țigara între picioare aici pe scaun. Așa. Și mă panichez, dau drumul la volan și se întâmplă o grămadă de chestii. Am pățit asta pe autostradă, știi? Oh, shit. Conduceam așa. Nu mai bine nu fum. Dar știți că e acum lăsând asta de bani. Stați, vine că ești rasist, misogin. Stați. O slană de om ce ești. Pula. Îl băgăm noi la albă. Aia albă. Nu că e roz, prostule. Dar știți că e ilegal și se face. E ilegal să fumezi la volan. Știi, nu? Trebuie să ai ambele mâini pe volan tot timpul. Nu, asta? Da, mă, da, așa, eu așa fumez. Și mergi cu gura la ea. Da, eu am prelungitor de la, știi, că la contese și fumez așa. Prelungitor, mă. Plus că nevastă mea știe de frică și ține țigara. Da. Îmi dă cineva. Știi ce zic, mâncați. Păr, dar tu știi ce zic, mâncați așa. Jesus fucking Christ. Apropo de condus, a fost o știre ieri, mi se pare, la televizor. O fetiță de 9 ani din America și-a luat, și-a luat sora de 4 ani, s-a urcat în mașină și au plecat să înoate cu delfinii și au condus vreo 12 km. Deci aia a condus, a intrat pe autostradă și a intrat într-un tir. Oh, nu, dar pe tine nimic. Nu, a intrat ușor, conducea încet. Dar problema e că a venit poliția și făcea cu, zic, cu lanterna așa și era "This is the driver", adică era așa, știi, și aici pe zi celălalt era de 4 ani și chestia este că cum căcat a știut drumul. Eu cred că e mânărie. Drumul, să pornească, să... Cred că a mers tasul, era mort. Fii atent, uite în gura mea. A fost tati, văzut ce tati la delfin. Fem, a intrat în tir și a zis: Tati, fete, stai tu pe volan. Tati se duce să facă un cac aici în tufă. Când vine domn polițist, zice:
I don't know, I drive like I drive, I wanna swim with dolphins, da. Uite în gura mea, e cel mai bun plan. Să-mi bat picioarele, pui copilul în față, ce o să-i facă? Ce o să-i facă? Nu, no, nu încurajăm această practică. Da, nu încurajăm în notul cu delfinii. Că de fapt acolo era problema. Și eu cred că tatăl a insistat să note cu delfinii. Dar el cred că poate să zică la un moment dat, eu conduc de la 9 ani. Dar dacă aia conduce, deci dacă aia reușit să conducă la 9 ani, aia trebuie dată la karting, la condus la raliuri, jur. Și-a pus zi, deci a studiat ce face taică-su și a înregistrat tot. A băgat-o între a întâia, a doua, a treia, a mers 12 km, a știut cum semnal, cum să intri pe autostradă, că pula mea e... Deci, am fost la karting acum 2 ani, parcă trebuia să vii și tu cu Flori. Tu ai fost? Nu mai știu că ai fost. N-am fost. Și am văzut copii de 4 ani, mergeau cu... Eu am rămas șocat, deci cât de bine puteau să conducă copiii aia. Eram, Jesus fucking Christ. Ce-i cu ei? Noi jucăm Warzone cu ei, tu îi vezi cum se mișcă, de te iau în spate, îți ies din pământ la un moment dat și te strag în coaie. Ești, bă, de unde mai... Da, e să... Și când îi omori, auzi... He got me, oh my god, he got me. Că joci cu niște pui de japonezi de aia, sunt... Incredibil. Iar n-avem nimic cu japonezii. Absolut nimic. Am aruncat-o, era acolo. Era pui de găină deja. De găină. Deci care e succesul pe TikTok-ul? Care ți se pare că ar fi rețeta ideală? Asta să fie titlul. Dar de ce? Succesul pe TikTok. Da. Pare că e un succes pe TikTok. Adică, nu știu, vorbeam și cu bucălaia zilele trecute. Cred că nebunii vând bine. Dar nu, n-ai, în primul rând nu se monetizează, adică poate să prinde reclame sau... Ce mă, nebun, vinde bine, asta zici tu, nebun? Da, ce bine a introdus și acolo. Și noți cu delfinii. Cu mașina altuia. Cu delfinii, cu denașii. Wow. Băi, denașii. Băi. Să faci carier aia, drop. Carier. Bordea, mâncați-a și pula, tată, știi despre ce vorbesc. Curu. Ce mânca pula, mă? Nu am uitat că la Capatos nu se mănâncă buni. Deci nu e un o rețetă anume, nu? Dacă prins. Mă, faci, sau orice faci, vinde. Faci. Bravo. Nu se monetizează, nu? Nu cred. La noi nu cred că se monetizează. Cum nici Facebook-ul propun de ani de zile și încă nu se monetizează. Sau cel puțin eu nu monetizez. Păi nu știu, monetizăm aici cineva? Ce poți să monetizezi? Poți să pui produse pe TikTok? Adică să arăți Palmoliv. Sunt, mă, dar eu nu înțeleg tu Palmoliv. Te asociezi cu unul care... și arată Palmoliv odată. Trebuie să fii psihopat. Dacă are 16 milioane de vizualizări. Da, mă, dar are 16 milioane de... Dar nu reclama ta... Nu interesează neapărat că se asociază cu persoana respectivă. Ceea ce interesează e să apară produsul lor. Adică tu instinctiv cumva vezi Palmoliv, da. Îți rămâne în cap. Corect. Palmoliv, că vrei, că nu vrei, la un moment dat când vrei să cumperi, zici, da, mă, problema, că n-am să ta. Ai, mă, că am văzut la... Știi? Adică interesează foarte mult să fie acolo, să fie prezenți peste tot. Adică nu de Palmoliv, de orice... Fac o mică paranteză, mi s-ar părea the shit ca Palmoliv să mă ia pe mine ambasador. Adică, că speli barba. Deci, sau nu, da. să zici e foarte bun pentru păr. Știți voi care. Mâncava șcurul vostru. Și după aia să facă Nelu. Bordea, mâncați-a șcurul tău. Știi eu despre care păr vorbesc. Dar merge și în cap. Știi despre care vorbesc. Mâncați-a șcurul. Da, mă, nu știu. Eu cred că succesul ar fi să dansezi în timp ce țipi și ești și cocalar. Adică să le pui pe toate într-un singur om. Bă, șmecheria e când tu lansezi un trend. Da. Nu când faci trendul altora. Asta mi se pare mie șmecheria adevărată. Când tu reușești să lansezi... Eu din greșeală am lansat un căcat de trend, dintr-o prostie, în pandemie. Era o melodie de-asta instrumentală și am luat un... Am văzut aia cu... Așa, cu... am luat uscătorul de rufe. Ok. Și l-am deschis așa, mă făceam când la pian. S-a dus trend. Din punctul meu de vedere, aia nu e o chestie valoroasă. Nu e o chestie care... E o chestie funny. Dar s-a dus ca trend. Oamenii făceau chestia asta. Mi-am dat seama atunci că eu cam pierd pasul cu trendul, cu oamenii, cu acum aici nebunia cu lui Stan. Nu pot să fac chestia. Adică dacă pentru ea a fost chestia asta atât de valoroasă, mai valoroasă decât muncesc, nu știu, căcat la un sketch super amplu, am zis nu mai înțeleg eu ce are valoare și ce n-are. Știi? Și de aia zic, adică... Cred că chestiile foarte simple au mai mare succes decât chestiile foarte clar, muncite și foarte gândite. Și prost, că... da, filmate dintr-un one shot, așa, da, cu telefonul bam, merge. Treabă, doar că nu o să te țină minte nimeni la niciodată. La final o să dăm un exemplu de o chestie simplă care o să aibă mega mult succes. E, na. Okay. Că, Balada satanistului.
Balada satanistului, mă, da, 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 făcută la, la un pahar de nebun, să-l mai introducem o dată. Nebun a sfințit. După a sfințit noul Freezy, acum peste acum tot. Ori niciodată. E și pe EMAG deja? Nu, ăsta nu e. Ăsta e doar pe Special Drinks? Doar pe Special Drinks, da, și în sufletul meu. Aolea, și sorocul meu. Mâncați-aș, mâncați-aș curătă o bordă, știu despre ce vorbești. E că o să fie un gen, un stil de mâncare sau ceva, un bordea, mâncați-aș curătă o curătă o bordă. Doriți să mâncați curătă o bordă? Da, da. E cum era la Vikingi, la în Cluj, că era pula lui Barbă Neagră. Era exact așa, era dish-ul, pula lui Barbă Neagră. Dularu. Nu, pula lui Barbă Neagră, era cenzurage și era o bucată de carne, exact așa, zineau farfuriu. De ce e alu Barbă Neagră? În Cluj mi se părea mai normal mare, pula lui Stalin, că ei folosesc chestia asta. Stefută Stalin, da. Stefută Stalin, pula lui Dumnezeu. Cluj, da, da, da. Au chestia asta, pula lui Dumnezeu. Au chestia asta. Da. Nu, era mai ilogic. Cârtoș Pulac. Ce bune! Cârtoș Pulac. Cârtoș Pulac. Zici că e un artist, ne înțelegi. Da, da. Sună Cârtoș Pulac. Cârtoș Pulac. Cârtoș Pulac. Cântă cu Bregovici acum, are concert prin țară. Și o tocăriță iută de momițe, Pulaș. Pulaș, nu? Da. Pulaș, da. Pulaș. Ai mâncat pulaș. Mâncat un pulaș bun la Deva, da. Pulaș bun, da. Da, da, da. Excelent pulașul de la Deva. Bun, la final, spunem balada satanistului. Balada, pe balada. Pe să zicem, dacă vreți, acum balada. Sau mai avem de discutat lucruri? Nu. Asta e, deci ca să știți, în caz că s-au întâmplat chestii între azi fiind sâmbătă până vineri când apare asta. Că acolo, ne-am decis să-l filmăm între... După primul show. Adică după primul show și înainte de al doilea show. Da. Deci, era acolo. Am zis așa, e un timp acolo. Cu care... Meo, Bio și Trio. Mormel. Sostel. Așa. Și în caz că se întâmplă și n-am vorbit despre ele, să știți că de ce n-am vorbit despre ele, în caz că lui Stan își dă foc mâine. În caz că face vreo șustă nouă și noi nu o prindem, da. Sanchi, la vrăjeală. Dar o să vorbim săptămâna viitoare despre ea, vă dați seama. Așa, poți să fraierești oamenii la telefon, să-mi bag celălalt, cum zici tu, poți să imiți mame și chestii. Da. Și oameni să-și dăm și mie 5 milioane și să fie cortea, știi? Dar eu am mai zis chestia asta și la voi am zis-o, că ce? Eu când o să mă cer cu Călin într-o zi, o să pun show-uri în numele lui. Eu am zis ce chestia asta. Eu am zis că o să închiriez sala Palatului pentru Tănase. Doamne, ce tare ar fi. Am conturi la... Să-l faci să nu mai aibă credibilitate pe nicăieri. Să trimiți mesaj vocal la toată lumea. Normal, salut. O să cer bani împrumut în numele... Când sunt, de exemplu, la operatorul tău de telefonie mobilă, nu te mănâncă să imiți pe cea să creadă că e altcineva, să-ți facă ofertă mai bună, gen, nu știu. Nu sunt, că eu am cartelă, eu bravo, mă, da. Dar ar fi interesant. Fi, știi, să suni așa la ei, să te prefaci că ești, nu știu, smiley jator, sau jador, da, să zici că... Tărut! Să fie așa, ară! Tărut! Ești prop! Și aia, bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Ești prop! Ești prop! Bordă mâncața șcurul tău! Ești șeful meu! Excelent. Bun, și în încheiere, cred că avem, nu? E ok? Avem. Da? Avem show. Noi avem show, deja show acum. Începe așa, o să fie o muzicuță, da? Și avem doar primele două versuri, nu? Hai că facem muzicuță, da. Vreți? Fă muzicuță, ia, fă. Ok, cool. Și așa, deci, sunt niște băieți, da? Care zic așa. Am dragi pe mine! Îi vărți pe tine! Am dragi pe mine și-ai vărs pe tine. Nu-mi place sutana, nu-mi place satana. Îl vreau pe satana, nu-mi place sutana. Îl vreau pe satana. Ok, și dacă asta ne demonetizează, dragi oameni buni, nu știu ce să ne demonetizeze vreodată. Nu uitați să dați un like, dați un share, dați un subscribe. Ce mordin, ia intrați, spune lucrurile acolo. Că facem Jesus Christ, băi, deci tu să-mi apă, deci tu alunești pe gheață. Facem TikTok. Deci tu ești băiatul ăla care fuge și alunică pe gheață. Să-mi apă, da, da, da. Și dați like în pula mea. Băga mea și nu uitați de mărci, slană mea. Așa, bun, mulțumim, dragi oameni. Vă pam până data viitoare. Vă mâncăm curul. Știți voi. Bărdea. Coborâți-vă, așteptările.